Deșteptarea. De minute suntem la deșteptarea, prieten. Dacă tot am început emisiunea vorbind despre școală, iată o noutate în acest an școlar, ceva care mi se pare interesant și poate merită să vorbim nițel despre asta. În acest an școlar, examenul de BAC va fi dat la începutul verii, chiar înaintea terminării cursurilor pentru restul elevilor. Excelent. Motivul? Încălzirea globală. Da. Serios. Adică, bacalaureat 2025, probele de competențe vor fi susținute în perioada ianuarie-februarie 2025, iar probele scrise vor începe pe 10 iunie 2025. Școala se încheie pentru elevii de 12 absolvenții de liceu pe 6 iunie. Dar anul școlar 2024-2025 pentru elevii care nu sunt absolvenți de liceu se încheie pe 20 iunie. Da. Așadar, în timp ce au loc cursuri în școală, mie asta mi se pare de discutat și de întrebat. Eu mi-aduc aminte că atunci când erau examene importante în școală de bacalaureat, asta se întâmplau evident când nu mai erau alți elevi și oricum nici nu se permitea accesul altor elevi. Ori examenul acesta de bacalaureat în acest an școlar, deci în vara viitoare, va avea loc cu două săptămâni, da? Cu 10 zile înainte să se încheie cursurile pentru ceilalți elevi. În esență, în aceleași școli. Da. Și întrebarea mea este cum se va întâmpla practica asta? Păi adică, am înțeles că... de unde vor veni profesorii? De unde vor veni supraveghetorii? Cum se va controla accesul? Cum va fi liniște? Adică copiii aia care dau examen, în principiu, reclamă și ei liniște, nu? Înțeleg că o propunere a Ministerului ar fi ca în perioada respectivă să se desfășoare programele alea tip școala verde, școala altfel, școala încotro, deci, practic, în care copiii se duc la treaba lor, pleacă din școală și atunci se creează o fereastră de oportunitate pentru cei de-a 12-a să aibă liniște și să-și dea examenul. Altfel e de salutat inițiativa și... Stai! Deci, în esență, într-o țară în care sunt printre cele mai puține zile efective de școală din toată Europa, sunt foști miniștri și specialiști în educație care insistă pentru creșterea duratei învățământului, să se mai reducă din vacanțe, să se mai taie din vacanțe, care spun că în 12 ani de școală elevii români pierd un an de învățat, de învățare prin comparație cu restul elevilor din Europa. Deci într-o țară în care avem acest fenomen, practic școala se va încheia cu încă o săptămână mai devreme, practic așa se va întâmpla. Și toți elevii vor pleca la lai-lai școala altfel prin parcuri, nu? Ce trebuie să știm noi e că, de fapt, școala se termină deja. Adică și în momentul ăsta, când nu există BAC la data de 10 iunie, tot pe la sfârșitul mai se termină școala. Și se termină așa de când eram noi elevi. În iunie, acolo, ultimele 2-3 săptămâni de școală, cred că sunteți de acord cu mine, era dacă mai aveai vreun necaz, vreo năpastă, mai aveai de îndreptat vreo notă să nu rămâi corigent, adică erau oamenii cu saci în căruță la data aia. Deci asta o prezinți ca pe o fatalitate, așa, care nu poate fi schimbată. Dacă așa a fost de întotdeauna, de ce să ne mai zbatem? Păi da, adică așa măcar își dau ăștia pacul săracii fără goare. Că noi ne facem că, vezi, Doamne, e foarte important, trebuie să terminăm modulul. Hai mă, fi serios, adică mai ales pentru copiii din clasele terminarea 8-a, 12-a, școala s-a închis în aprilie. La revedere, ei formă învață pentru BAC, pentru examenul de valoare națională și așa mai departe. Ce rost are să le mai stricăm și puțin din luna iunie? Nu, asta mai bine terminăm toată treaba pe la jumătatea lui mai. Fimiu anul ăsta a dat examenul la... Când a dat examenul? La sfârșitul lui iunie sau la începutul lui iulie? Mă rog, au dat examenul târziu. Era cald tare. Și i-a chinuit, adică și eu aș fi preferat să-l dea mai în mai. Că nu mai îngrași porcul în ajun, adică nu e să zici că acolo mai înveți. Școală oricum nu mai făceau. Știi? Da, uite și italienii. Ce uluitor. Da, pe principiul căldurii au semnat părinții și profesorii petiție să înceapă școala din octombrie anul acesta. Aha. E foarte cald și nu și pot veni. Și termine când? Că zice Vlad că mai noi avem cel mai scurt an școlar. Asta zic. Dacă e început în octombrie. Cât am văzut niște valuri de căldură prin mai, ceva înspăimântător, serios. Bine, au probleme ceva mai mari decât noi italienii în general cu căldura. E... Da. Bine, prieteni, ok, asta e. Deci mergem înainte, că dacă e fatalitate, n-avem ce face, nu le putem opune. E o idee bună. Sigur că mai sunt lucruri de pus la punct. Am văzut că acum e o dezbatere publică. Unii zic că au pus căruța înaintea cailor, că au luat decizia și pormă să găsească variante de a o pune în practică. Da. Însă,
Ca idee, una peste alta, da, trebuie evitat, pentru că sunt multe școli care nu au aer condiționat, și e inuman să dai un examen esențial în viața ta pe 40 de grade. Mai bine încercăm să punem niște aer condiționat? Sau să dăm examen online de acasă? Nu, cred că merge cu examen online de acasă. Dar un pic de aer condiționat, adică totuși nu chiar așa o invenție. Noi încă avem școli cu veciu în curte, Vlad, că dăm la Republica Fantastică și tu vrei aer condiționat. Alea sunt la țară, acolo, și la țară se dă bac. Da, da, temperaturile sunt mai scăzute. Au copaci, au vegetație. Auzi, acum 14 ani, în 2010, dădeam examenul de admitere la facultate la jurnalism. Aici, la FJSC, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării București, într-un amfiteatru cu sute de suflete, pe o căldură de 30 și ceva de grade, deci era foarte cald, la 8 dimineața, asta, a fost groaznic. Super nasol. A fost groaznic. Asta e viața, ce să-i faci? Și trebuie să ne adaptăm la noua realitate climatică și să ne schimbăm un pic viețile. Obicei, eu aș vrea vacanță în octombrie. Să pună, domne, poleială în ferestre. Nu ai vrea vacanță în octombrie? Eu? Să aibă toți copiii și noi odată cu ei? Ba, să mergem și noi în vacanță când e un pic mai răcoare, nu în august? Mai sunt 3 săptămâni până în octombrie. Fă o propunere. Asta zic. Eu votez. Deșteptarea